Bun găsit, dragi prieteni, la emisiunea Skill Up, de această dată alături de timișorenii noștri dragi, Raluca Bugariu și Călin Iepure. Bine ați venit, dragilor, la emisiunea Skill Up! Bine te-am găsit, Andy! Îmi pare bine te-am găsit, Andy! Să vă revăd! Mă bucur să fiu alături de voi în această emisiune, așa cum probabil se știe deja, este a patra emisiune pe care o înregistrăm în legătură cu comunitatea Bootcamp University și mai ales cu felul în care facilitatorii din această comunitate nu doar se dezvoltă personal și profesional, dar aleg să lucreze și împreună. Voi sunteți un exemplu de colaborare pe care am vrut să-l aduc în atenție și de asemenea aveți fiecare dintre voi câte o poveste pe care iarăși vrem să o aducem în atenție. E important că atunci când ne dezvoltăm și lucrăm împreună să ne cunoaștem și dincolo de ce știm să facem, pentru că fiecare dintre noi cred că avem povești interesante care merită să fie puse pe masă, să zicem așa. Așa că am să pun o întrebare și o să te invit pe tine, Raluca, să începi și să vii cu un răspuns succint. Și întrebarea este, Raluca, care e istoria ta personală în câteva jaloane? Și de asemenea aceeași întrebare o să fie pentru Călin. Deci care e istoria voastră personală cu câteva jaloane de la, să zicem, școală, apoi mediul profesional și interacțiunea cu acest concept de soft skills, de abilități care ajută în carieră, dar nu care sunt cariera însăși. De exemplu, Raluca, ești finanțistă la bază, dar ai adăugat niște lucruri. Călin, ești IT-ist la bază, ai adăugat niște lucruri și acele lucruri sunt soft skills, sunt cele care dau accelerare vieții personale și profesionale. Așadar, niște jaloane și niște istorie personală de la fiecare. Să începe tu, Raluca, te rog. Mulțumesc, Andy, mă bucur să fiu aici alături de voi și istoria mea personală, să zicem că începe acum 40 și aproape 6 de ani, când m-am născut într-o zonă a Bucovinei extrem de frumoasă, într-o familie care ne-a învățat pe mine și pe sora mea mereu să fim oameni buni, să comunicăm frumos, să vorbim frumos, să fim oameni buni. De atunci am primit aceste soft skills de la părinții mei, de la bunicii mei, de la Dumbrava Minunată și în partea aceea a țării există o vorbă. Vorba e, lasă loc de bună ziua. E valabilă în toată România, dar cu vorba asta am crescut și cu o altă vorba bunicii mele, atunci când faci bine, binele ți se întoarce înzecit. Și aceste ziceri m-au urmărit în liceu de mate fizică, cum era pe atunci, la Facultatea de Științe Economice din Iași și ulterior în cariera mea de finanțistă, cum ai spus tu, de om de bancă de 18 ani, în Timișoara, unde sunt de 23 de ani. În cariera de bancă aș putea spune că partea de soft skills a fost extrem de bine definită pe parcursul celor 18 ani, prin tot felul de cursuri, de cum să vorbești cu clienții, cum să faci prezentări, cum să faci vânzări foarte potrivite pe nevoile clienților tăi. Iar în ultimii 7 ani, de când sunt consultant, facilitator, chiar și împreună cu Călin în echipa Andy Seche și în comunitatea asta frumoasă, sunt pasionată, să zicem, de a dărui celorlalți oameni din cunoaștere, astfel încât oamenii să devină oameni mai buni și să lase loc de bună ziua pe unde merg. Mulțumesc, Raluca. Puțină lume știe, hai să dezvoltăm, că noi am fost colegi de facultate și de grupă chiar și destinele noastre s-au reîntâlnit după, cum ai zis tu, cred că 18-20 de ani ne-am reîntâlnit pentru că tu l-ai adus pe soțul tău, pe Dan, la o conferință și de acolo lucrurile s-au legat din nou pentru că voi sunteți niște oameni foarte dragi sufletului meu și în comunitate la noi, Dan este trainer, tu ești trainer, facilitator de asemenea și s-a reconstituit peste timp o relație în alt colț de țară. Eu sunt acum în București, ești în Timișoara, dar suntem suceveni amândoi și am fost colegi de facultate. Și mai Călină, o poveste similară. Da, Raluca, vrei să mai zici ceva? Da, te rog, vreau să spun că așa lucrurile nu sunt întâmplătoare deloc. Pe Călin l-am cunoscut în contextul bancar și îl las pe el să vă povestească. Ia să vedem.
Raluca, mulțumesc tare mult pentru legătura, prelua legătura. De regulă suntem parteneri de scenă atunci când vine vorba de programele de training Marcas și mă bucur tare, tare mult că Raluca ne completează, pentru că nu doar eu fac parte din această echipă, suntem mulți mai mulți trainer, ne numim 6C Team, avem o echipă de facilitatori și trainer aici în Timișoara, Arad, oameni extraordinari, oameni care dau valoare celorlalți. Dacă ar fi să răspund la întrebarea ta, Andy, răspunsul e simplu, când eram mic vroiam să mă fac preot. N-am ieșit preot, am ieșit matematician, fizician, ITist și am făcut, după liceu de informatică, am făcut facultatea de informatică, după facultatea de informatică am făcut un master în informatică, în inteligență artificială și calcul distribuit, iar la un moment dat mi-a venit mintea la cap și am intrat la, împreună cu soția mea Mara, am intrat la un master de managementul schimbării organizaționale. Și acolo mi-am dat seama cât de important este să ai pe lângă aceste abilități tehnice, pentru că eram un geek, a se citi ăla care știe să facă totul pe calculator și rezolvă, instalează Windows-uri și așa mai departe și programează, știam 15 și știu 15 limbaje de programare. Și în momentul în care... Ce mai faci și acum la nevoie, dacă... la nevoie mă mai bag în cot pentru că sunt pasionat, dar... Atunci mi-am dat seama că pe lângă aceste abilități tehnice e nevoie și de abilitatea de a lucra cu oamenii, de abilitățile de a coordona oamenii. La management vorbeam foarte mult despre leadership, la management vorbeam foarte mult despre comunicare, la management vorbeam foarte mult despre alte skill-uri de relaționare și așa mai departe, alte skill-uri de care ai nevoie atunci când vrei să devii un bun manager. Eu tocmai fusesem numit manager, că și ăsta e un motiv care m-a determinat să intru la masterul acesta, să accept acest master și să iau această provocare. Aveam câțiva oameni în subordine și nu știam să îi coordonez, nu știam cum să comunic cu ei, nu știam cum să le spun să facă lucrurile, nu știam cum să mă dezvolt și să îi dezvolt pe ei pe plan personal. Și atunci a venit provocarea de a intra într-un club de vorbit în public. După ce am intrat în acest club de vorbit în public, am învățat vreun an de zile, 2 ani de zile, 3 ani de zile, am învățat la acest club de vorbit în public, dar mi-am dat seama că nu e suficient pentru mine. Și acela a fost momentul în care m-am dus la bancă, Raluca era bancherul nostru de atunci, m-am dus la bancă, am vorbit cu Raluca și zic, Raluca, ce mai faci? Zice, eu nici nu știam povestea asta. Zice, tocmai am făcut înscrierea la soțul meu într-un bootcamp. Într-un bootcamp? Ce ciudat că și eu mă duc într-un bootcamp. Serios? Și zic, în ce bootcamp l-ai înscris? Păi în Speaker Mastery Bootcamp de Andy Secchi. Ce ciudat! Și eu m-am înscris în Speaker Mastery Bootcamp. Zic, ce fain că o să-l cunosc pe soțul tău. Și l-am cunoscut pe soțul Raluca mult mai bine decât mi-aș fi imaginat, pentru că am fost colegi de cameră în bootcamp. Și acela a fost, dacă vrei, startul adevărat al dezvoltării mele personale. Acolo am cunoscut oameni frumoși și am început să dezvolt abilitățile, și mai mult abilitățile de a vorbi în public. Am dezvoltat abilitățile de a relaționa cu ceilalți oameni, care sunt extrem, extrem de importante. Și încetul cu încetul, iată, m-am dezvoltat alături de voi în această echipă frumoasă de trainer și facilitator din această comunitate extraordinară. Mulțumesc foarte mult pentru această punere în temă. Când vorbeai, Călin, m-am gândit că poate merită precizat că în școala noastră ai vorbit de 6C timp. De fapt, conceptul de 6C se referă la cele 6 arii importante ale vieții. Ele sunt descrise în cartea mea Decizii Radicale, carte pe care voi faceți mastermind-uri. Acum, uite, Raluca o are lângă ea și-s dispus să bat pariu că e citită de mai multe ori, că o știu pe Raluca, cum... umblă cu cărțile și cum își pune tot felul de semne și ia notițe. De asemenea, poate merită de precizat următorul fapt. Și anume că în momentul în care vorbim de Speaker Mastery Bootcamp, acum se cheamă Speaker Masterclass, că e un format mai extins în care oamenii au și timp de practică încorporat. Asta este una dintre modalitățile prin care noi formăm speakeri. Este acel ultra-intensiv, de aia se cheamă bootcamp. Mai există o modalitate, se numește Speaker Elite, care este un club de practică. Și în clubul ăsta de practică este în toamnă, în fiecare an. Chiar ne pregătim să-l lansăm, pe 5 octombrie începe și este exciting pentru că este prima dată când se face în format virtual și asta vine la pachet cu niște oportunități extraordinare, cum ar fi să învățăm cum să comunicăm în plan virtual și să practicăm în plan virtual. E un curs de 10 săptămâni, 3 ore pe săptămână întâlnirile. Dar Speaker Elite este un club de practică și știu, Călin, că tu erai în Toastmasters, unul dintre primii oameni din România care au fost preocupați de așa ceva.
Și când ai venit în Speaker Master, mi-aduc aminte că ziceai, bă, eu știu să vorbesc în public, am venit aici să mai văd ce se mai întâmplă, ce se mai poate învăța, pentru că tu deja ținusești speech-uri de multe ori și erai membru într-un club de practică de mai bine de un an, dacă mi-aduc bine aminte. Poate da, chiar... câștigasem deja un concurs de vorbit în public în 2011 la Cluj. A fost primul și ultimul concurs la care am participat. Am zis să lăsăm loc și altora. Nu prea mai particip la cursuri de, la concursuri de public speaking decât în juriu. Și într-adevăr învățasem multe din Toastmasters, foarte multe lucruri. În schimb, după, nu știu dacă ții minte reacția mea, după speech-ul pe care l-am avut la Speaker Mastery Bootcamp, feedback-ul meu a început așa, wow, wow, wow. L-avem pe video. L-avem pe video, exact. Ce am învățat în Toastmasters? Am învățat foarte multe lucruri și Toastmasters este o școală foarte bună de practică atunci când vine vorba de vorbit în public. Am fost primul membru care a susținut primul speech într-un club oficial din România și, crede-mă, a fost dezastru. De atunci am evoluat și astăzi sunt pe scene cu mii de oameni în sală sau cu mii de oameni în online, iată mai nou. Și ce am primit în plus la Speaker Elite, ce am primit în plus de la școala asta sunt, unu, metode și practici testate live, care nu vin doar din cărți, ci vin din experiența unui speaker care a avut și are la activ mii de ore de training, mii de ore de speaking, mii de ore de facilitare. Pe lângă lucrul ăsta, am mai învățat ceva, am învățat să combin foarte bine cele două noțiuni, cele două elemente esențiale ale oricărui speech, și anume informația și emoția. Dacă la Toastmasters se punea foarte mult acces pe partea de informație, structura și cum arată discursul tău de la cap la coadă, aici am învățat cum să aduc mai multă emoție în discursul meu. Apropo, este o noțiune esențială. Apropo de asta, chiar vreau să te întreb, pentru că făcând pe avocatul diavolului, aș putea să spun, bă, lasă-mă cu emoția, că noi în business nu cu emoția lucrăm. Noi în business lucrăm cu informația. Eu trebuie să am prezentarea cu content, ca lumea, conținutul să fie bine structurat. Unde e locul emoțiilor sau al poveștilor aici? Că noi nu suntem în afaceri, în profesional, cu poveștile. Noi suntem cu treaba serioasă, cu conținutul. Și asta e o provocare pe care vă lansez la amândoi. Cum ați răspunde la o astfel de obiecție? Dacă cineva zice, bă, nu m-a învățat tu pe mine soft skills din astea cu metafore, cu poezii, că la noi treaba e serioasă, că noi lucrăm în finance, noi lucrăm în IT și așa mai departe. Asta e provocarea pe care vreau să vă lansez ca și obiecție. Permitem să spun eu la această provocare să-ți răspund cu același lucru pe care l-am spus anterior. Atunci când dăruiești, lucrurile ți se întorc în zecit. Și când dăruiești, nu poți să dăruiești doar informație, ci dăruiești și emoție, pasiune, entuziasm. Atunci când vorbești cu omul din fața ta, fie că e unul clientul, fie că sunt mai mulți, fie că e un grup de oameni, mii de oameni, cum spunea Călin și cum tu, Andy, știi foarte bine, atunci energia ta se propagă prin ceea ce spui. Și evident că oamenii înțeleg rațional cu mintea, informația, metoda, tehnica, elementul informațional pe care îl transmiți, dar cumva primesc energetic ceea ce tu dăruiești prin emoția pe care o pui în cuvintele tale. Așa că aceste două elemente sunt strâns legate între ele. 100% de acord. Călin, aș vrea și un punct de vedere de la tine, fix pe problema asta. Eu lucrez mult cu antreprenori, probabil știi, coordonând BizClub, cel mai extins club de business networking din România, interacționez veșnic cu antreprenori. Și da, la prima vedere pare că informația este regina. Cu toate astea, atunci când vrei să-ți determini echipa, atunci când vrei să determini un partener de business să facă ceva, e nevoie să dai acea energie, e nevoie să transmiți acea emoție. Că știi cum e? De multe ori se întâmplă, exact cum spune Simon Sinek în discursul lui de pe TED, avem informațiile, avem toate lucrurile acolo, in place, în locul ăla, toate ne spun să luăm o anumită decizie, dar lipsește ceva. Și cred că acel ceva, acel de ce al nostru, acea motivație, acel zvâc, acea energie cu care pornim la lucru, este până la urmă energia esențială de la care poți să urnești
oamenii să facă ceva. Și atunci, în momentul în care vrei să motivezi un partener de business, în momentul în care vrei să convingi un furnizor, poate să te mai amâne la plată, în momentul în care vrei să îți determini echipa să creadă într-un anumit proiect sau produs pe care urmează să-l faci, fără emoție, fără partea de emoție, nu cred că e posibil. Apropo de asta, la amândoi vă spun, mintea mea mergea așa când vorbeați amândoi despre subiectul ăsta, că poate că nu înțelegem noțiunea de emoție suficient de profund uneori și ne concentrăm pe cea pe noțiunea de informații. Dar emoția este de fapt o energie, iar în business tu faci transfer de energie. De exemplu, respectul sau încrederea sunt forme de energie, nu sunt doar concepte abstracte. Și ca forme de energie, respectul și încrederea sunt emoții care pot fi propuse și induse în prezentări, în comunicare, în negocieri, în interacțiuni unul la unul sau unul la mai mulți, cum ați și zis mai devreme. Și aș vrea să vă întreb, apropo de asta, la modul cât se poate de punctual pe fiecare dintre voi, aș vrea să vă întreb cum v-a ajutat pe voi doi, punctual, faptul că ați investit în soft skills, că ați investit în tehnici de prezentări cu public, în negociere, în networking, în vânzări. Călin face training de vânzări, de exemplu. Raluca face training pe pasiunea ei, care este despre ordine și organizarea spațiilor. Chiar îmi place cum sună. Bucuria dulapurilor ordonate mi se pare foarte bine găsit ca și titlu, Raluca, ca și titlu de produs, pentru că e foarte explicit. E clar ce transmite. Deci cum v-a ajutat pe voi în carieră și mai ales cum v-a ajutat nu doar în carieră, ci în pandemie? Pentru că cariera e carieră, o gândim pe termen mai lung, construim la ea mult timp și vine câte o porcărie din asta cu multă incertitudine, cu crize, cu oameni speriați și întrebarea este, ți-a folosit faptul că ai investit în asta și dacă da, cum? Știu că încep eu de data asta, Raluca, da, dacă îmi permiți. Eu am fost IT-ist. Din clasa a șaptea, a opta, am investit foarte mult. Erau nopți nedormite în care învățam programare și așa mai departe. În momentul în care am devenit manager și am început să coordonez oameni, mi-am dat seama cât de important este să ai această abilitate de a prezenta. Și am intrat în clubul de vorbit în public, în Toastmasters, și am început să ținem prezentări la colegi, să le ținem prezentări. Și am început să ținem prezentări împreună. Ba mai mult și eu începeam să le spun lor cam cum ar trebui să arate o prezentare de succes. Mi-am dezvoltat aceste abilități atât de tare încât la un moment dat am zis, știi ce, hai să punem IT-ul în cui, pentru că viața mea nu mai este despre a sta cocoșată în fața unui calculator și a scrie cod, ci viața mea este de a influența pe alții. Și de atunci am început să îmi dezvolt această carieră de vorbit în public. Și acum am pandemie, am team building-uri. Urmează săptămâna viitoare să am team building. Peste încă 4 săptămâni am un alt team building. Deci și acum în pandemie se mai întâmplă acele întâlniri face-to-face, bineînțeles, ținând cont de toate regulile. Dar marea majoritate a prezentărilor și marea majoritate a intervențiilor au fost pe Zoom sau pe folosindu-ne de aceste unelte minunate pe care ni le aduce tehnologia. În pandemie, datorită acestui skill, pentru că știu să vorbesc în public, nu doar mi-a crescut sau nu doar mi-a menținut cifra de afaceri, ci mi-am dublat cifra de afaceri, mi-am dublat veniturile. Ce mi-am dublat? Cred că mi-am triplat veniturile. Și am avut foarte, foarte multe intervenții. Acum nu mai aveam o conferință la două zile, ci aveam 4-5 conferințe într-o zi. Și multe dintre aceste conferințe erau conferințe cu mii de oameni, unde eram plătit ca să fiu acolo, plătit subscriu, să moderez, plătit să vorbesc, plătit să sau mi se cumpărau produse și așa mai departe. Deci această abilitate este o abilitate care, dacă tu ai o expertiză, indiferent care o fie ea, pe vânzări, pe IT, pe... O să o propagi acum. Mult mai mult. O propagi și s-o duci la mult mai multă lume. Această expertiză a ta poate să îți aducă venituri înzecit dacă reușești să o transmiți cu impact, repet, impact, asta înseamnă emoție și informație cu impact în viața altor oameni. Pentru că la oamenii ăia le schimbi viața. Și cât valorează ceva care ție îți schimbă viața în bine? Super tare! Mulțumesc, Călin! Mi-a plăcut mult argumentația ta. Hai să vedem, Raluca, ce ne spui în aceeași idee.
Eu cred că a comunica eficient și a face prezentări eficiente este esențial în viață. De ce? Pentru că așa cum noi oamenii vorbim și comunicăm la un ceai, la o cafea, la fel comunicăm atunci când vindem, atunci când ne prezentăm în contexte de networking diverse, atunci când ținem un discurs către la o nuntă, la un botez, o prezentare, și atunci când ținem prezentări către colegii noștri. Și nu neapărat trebuie să fie prezentările alea sterile, cum erau, mi-aduc aminte, prin bancă, unele dintre ele, doar simplu un PowerPoint. Dacă folosești informația din PowerPoint cu emoția, cu energia, cu entuziasmul de a spune o poveste, de a povesti din experiența ta, din ce te-a ajutat cu impact să povestești, ce te-a ajutat să obții cifrele respective care se văd pe acel PowerPoint, atunci este evident că ceea ce transmiți are mult mai multă însemnătate pentru auditoriul tău. Și mai mult, mi se pare că atunci când ai o prezentare de succes conform teoriei, asta se vede în feedback-ul pe care îl primești de la ascultătorii tăi, adică de la client, de la furnizor, de la partenerul tău de business. Practic, tot ce ține de comunicare este esențial, nu numai în partea profesională, dar și în partea personală. Pentru că atunci când vorbești cu impact, ai influență pozitivă și asupra copiilor tăi, asupra partenerului de viață, asupra membrilor familiei. Da, super, îmi place mult argumentația asta și cred că merită subliniată și apăsată cu două, trei linii, nu doar cu una, și anume faptul că atunci când înveți prezentări cu public, asta se propagă în alte contexte de viață. Poți devii un lider mai bun, poți devii un părinte mai bun, un negociator mai bun, o persoană care argumentează mai bine, ceea ce reduce timpul. Pentru că nu mai trebuie să-i explici o oră, poți să te limitezi la cele 5 minute necesare ca să transmiți ideea respectivă. Și în timp ce vorbeai, Raluca, m-am gândit că ai adus în discuție ideea de a prezenta la două persoane sau la 200, de a face un PowerPoint sau nu. Și aș vrea să vă invit împreună, foarte rapid, cu două, trei argumente simple, să spulberăm mitul ăsta că, domnule, eu nu sunt speaker. N-am nevoie să învăț să fiu speaker motivațional sau nu știu ce. Eu am niște prezentări ținute la birou, nu sunt așa importante, dar poate că sunt importante, dar important e să scap repede de ele, că eu am treabă. Și vreau să fac precizarea asta, că public speaking-ul se poate face la nivel profesionist, dar competența de speaking poate fi utilizată în foarte multe contexte cu enorm de mari beneficii. Pentru că feedback-ul este instantaneu. Asta e un lucru care cred că se pierde din vedere. Sunt rare ocaziile în care tu poți să îmbunătățești o competență pentru că feedback-ul e instantaneu. Ce înseamnă că feedback-ul e instantaneu? Vezi reacțiile oamenilor. Dacă tu le spui oamenilor ce părere aveți și nimeni nu-ți răspunde, o fi vreun semn. O fi vreun indiciu în legătură cu felul în care ai prezentat. Deci feedback-ul fiind instantaneu, dacă te deschizi suficient și ești într-un mediu de practică în care oamenii au tot interesul să-ți dea feedback bun și feedback nu agresiv, ci un feedback pe care să-l poți lua, atunci o să crești mult mai repede această competență. Deci, cu acest preambul, întrebarea e simplă. Care e diferența pe care o vedeți voi între public speaking și prezentări? Și când înveți prezentări, de fapt, cum te poți duce către public speaking, dar și cum te poți duce către propria carieră îmbunătățită cu ajutorul competenței de prezentări? Încep eu. Public speaking-ul este ceea ce faci zi de zi. O prezentare este ceea ce îți pregătești ca să susții într-un context anume. Practic, noi public speaking vorbim, toată ziua facem public speaking. Însă e o diferență între a vorbi și a stabili o conectare, o conexiune, de a stabili relații, cum spune John Maxwell. Și în cartea ta, Andy, formula maestriei pe care am făcut de curând, am încheiat mastermind-ul pe cartea aceasta, formula maestriei, tu menționezi două elemente foarte importante, mediul și metoda.
Iar în partea de public speaking și mai exact în cursurile de public speaking în Speaker Elite, pe care le începem imediat, aici se creează un mediu foarte frumos, un mediu în care oamenii, noi oamenii învățăm și ne susținem unul pe celălalt și unde cel care învață primește feedback de la colegii săi. Și aici intervine al doilea element, metoda. Metoda pe care noi o folosim în acest program este una de a te ajuta și să faci prezentări, adică să înveți anumite elemente care te pot ajuta și să fii un bun public speaker, adică să vorbești cu impact indiferent de context. Adică poți să folosești PowerPoint-ul, dar poți să nu-l folosești și să ai un impact poate și mai mare. Da. Mulțumesc, Raluca, și când trece la Călin aceeași întrebare, te invit, Călin, să atingi și o nuanță care e bazată pe expertiza ta din mai multe locuri de unde ai învățat public speaking, pentru că ai învățat din mai multe locuri. Da, eu fac parte din trei da? Școli de public speaking. Da, și atunci, întrebarea mea e așa, cum răspunzi și la obiecția, acum ridic miza un pic, și la obiecția, domnule, eu nu sunt speaker motivațional. Am auzit-o pe asta de nenumărate ori, că oamenii cred că public speaking înseamnă să fii pe o scenă și să ai 1000 de oameni în față. Ori, așa cum spunea Raluca, nu înseamnă deloc asta. Dacă vorbești la mai mult de 3 persoane, ești public speaker. Dacă ții o prezentare pe virtual la o echipă de 2, e public speaking. Dar cum ne spuneți la obiecția asta? Speaker motivațional. Eu nu motivez pe nimeni. Nu vin să îi conving pe oameni să nu știu ce să facă. Asta cu speakerul motivațional, să știi că mi s-a întâmplat acum ceva vreme. Eu niciodată nu m-am considerat speaker motivațional. Nici măcar pe cartea mea de vizită n-a scris niciodată speaker motivațional. În nicio prezentare de-a mea nu scria că eu o să mă duc acolo să-i motivez pe oameni. Eu cred că nu-i poți motiva pe nimeni, poți doar să-i inspiri să se motiveze singuri. Deci chestia că speaker motivațional e o chestie care dă bine la brand sau dă bine la marketing. Și așa că nu prea mă intitulez speaker motivațional, dar a venit la final o doamnă către mine și mi-a zis domnul Iepure, zice să știți că sunteți cel mai bun speaker motivațional pe care l-am văzut până acum pe scenă. Și zic, doamnă, cine e? Niciodată, zic, nu m-am considerat speaker motivațional. Într-adevăr, se face poate această asociere că dacă omul ăla de pe scenă a reușit să mă motiveze sau să mă inspire pe mine să fac ceva ca eu să mă motivez singur să trec la acțiune, atunci îi purtăm poate acelui om atât de mare respect sau îl considerăm ca fiind un speaker motivațional. Legat de întrebarea precedentă în care ziceai, ok, care e diferența dintre presentation skills și despre public speaking? La început credeam că presentation skills este cititorul de slide-uri. Și probabil știți ce înseamnă cititorul de slide-uri. Mă duceam la conferințe, veneau niște speakeri, porneau un PowerPoint, mai mult interacționau cu PowerPoint-ul decât cu oamenii și atunci spune că public speaking-ul duce acest presentation skill la următorul nivel, adică le mai dă o dimensiune. Și dimensiunea asta este exact ce spunea și Raluca mai devreme, conectarea cu publicul. Repet, conectarea cu publicul. Ce am făcut acum este o tehnică de public speaking. La într-un presentation skill nu o să vezi așa ceva. Corect, da, absolut. Uite, un element foarte simplu pe care tocmai l-ai demonstrat, că diferă în momentul în care tu te apropii și după aia te îndepărtezi și faci densitate semantică, ceea ce înseamnă că iei un cuvânt important și îl subliniezi prin tonalitate potrivită a vocii. Astea două microtehnici la pachet, care sunt de fapt două tehnici din programul Speaker Elite, unde sunt vreo, cred că, 200 de tehnici de genul ăsta. Dar astea două tehnici la pachet, cineva poate să le înveți în 5 minute. Dar ai nevoie de feedback pentru ca ele să fie percepute natural atunci când vorbești și nu să fie percepute fake. Adică ăsta e plin de tehnici, le tot folosește. Conectarea autentică, asta înseamnă să nu îți afecteze gradul de păsare, dacă vrei, gradul în care îți dorești să servești, să contribui, din cauza că structura și tehnicile nu sunt suficient internalizate. Tehnicile nu se învață greu, dar necesită practică și feedback pentru a fi atât de armonios integrate, încât ele să fie folosite natural și nu să fie folosite doar tehnic.
Și la asta ajută un program de, iată, 10 săptămâni în care avem ocazia să ne conectăm. Și apropiindu-ne de final, aș vrea să vă întreb lucrul ăsta pe fiecare dintre voi. Care e primul exemplu care vă vine în minte? Exemplu de om care a trecut prin Speaker Elite, iată, suntem la ediția 12-a, cred că, 1500 de absolvenți de Speaker Elite și se vor mai adăuga vreo 200 în perioada următoare, începând cu 5 octombrie. Dar fără să fi pregătit dinainte exemple, vreau să vă surprind cu întrebarea asta, că știu că aveți multe exemple. Faceți facilitare în programul ăsta de 5 ani, 7 ani, 6 ani. Adică media dintre cele două pe care le-am menționat. Și aș vrea să aud câte o poveste de succes, câte un exemplu de la fiecare dintre voi de om care a intrat în program, poate nu era la început mare talent, dar care s-a șlefuit în cele 10 săptămâni. Eu vreau să încep și cu o legătură cu ceea ce ai spus tu puțin mai devreme. Pe vremea când făceam eu Speaker Elite ca și participant, am avut din partea unei colege de-a mele o contraargumentare de genul: a, da, dacă faci și înveți public speaking, atunci îți pierzi autenticitatea. Iar lucrul acesta, ani mai târziu, când ea însă și-a făcut un curs de public speaking, a venit și mi-a spus: îți aduci aminte când ți-am spus că îți pierzi autenticitatea când înveți public speaking? Ei bine, acum, după ce am absolvit eu cursul de public speaking, pot să spun că mi-am regăsit autenticitatea și sunt subscriu. Numai eu. Subscriu. De asta am râs. Mai devreme poate ați sesizat că m-a umflat râsul și motivul pentru care am râs este pentru că mai devreme, acum 10 minute, tu ai aplicat 2-3 tehnici de public speaking una după alta și pot să jur că nu le-ai aplicat în mod conștient. Adică n-ai zis întâi spun asta, după aia spun asta, dar o curs atât de natural încât am avut așa o tresărire, zic: ia uite, Raluca tocmai a ajuns la râul din modelul clar și face râul ca la carte, pac, 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 și nici măcar nu-și dă seama. Că tocmai asta e ideea. Ideea este să internalizezi tehnicile atât de mult încât să fie foarte naturale. Când înveți să mergi pe bicicletă, te vei bucura foarte mult de mersul pe bicicletă după ce nu mai spui întrebări. Oare cad sau nu cad, îmi țin echilibru sau nu țin. Devine natural mersul pe bicicletă, așa e și aici. Andy, aș vrea să completez și eu cu ceva, de-aia mă umflam aici în pengli ca să vă fac semn să mai adaug și eu ceva. După ce mi-am dezvoltat aceste abilități de a vorbi în public, în toate contextele în care am fost și cu precădere în Speaker Elite, fiind și facilitator și trainer în toate programele, eu am început să îi antrenez, să antrenez vedete atunci când vine vorba de vorbitul în public. Și îl țin minte ca și astăzi, eram la o primă sesiune cu Ștefan Mandachi, pe care probabil marea majoritate dintre voi îl știți. Era un metru de autostradă. Da, da, era în fața mea și la un moment dat am primit exact obiecția asta. Auzi, dacă eu învăț toate măgăriile astea, toate tehnicile astea pe care tu mă înveți pe mine, eu n-o să pierd autenticitatea? Și zic: ok, fii atent. Imaginează-ți-l pe Ștefan Mandachi de peste 10 ani, da? Vine aici în sufrageria mea, că eram la mine în sufragerie. Zic, vine aici în sufrageria mea și vorbește. Oamenii îl văd oamenii de acum, nu oamenii de peste 10 ani. Îl văd oamenii de acum. Ștefan Mandachi ăla va fi la fel ca Ștefan Mandachi de acum? Va fi autentic, la fel de autentic ca ăsta? Și a zis: nu. Eu cred că în fiecare zi noi ne șlefuim autenticitatea. În fiecare zi adăugăm skill-uri noi la autenticitate. În fiecare zi, așa cum spuneați și voi, ne dobândim noua noastră autenticitate. Și cu această tratare de obiecții, că acum știi că am folosit o tratare de obiecții, și cu această tratare de obiecții, apropo, din comunică influențează convingerea, cu această tratare de obiecții am reușit să îl ajut să treacă mai departe peste acest lucru și astăzi, iată, vorbește pe scene foarte, foarte mari, vorbește în fața mii de oameni, chiar l-am pregătit la un moment dat pentru TED-ul de la Cluj, deci s-a dezvoltat foarte mult și a dezvoltat foarte mult această nouă autenticitate. Absolut. Și vreau să fac o precizare aici, un element de nuanță și după aia o să vă dau cuvântul pentru final. Elementul de nuanță este că oamenii care te ascultă vor autenticitate. Dacă tu o să ai autenticitate sau, mai bine zis, congruență, ca să folosesc un termen tehnic, adică nu te contrazici, nu pari foarte ciudat,
În funcție de publicul pe care îl ai, îți permiți în anumite momente să fii 90% autentic și armonizat și 10% să testezi lucruri noi. Este ceea ce fac cei care învață stand-up comedy, de exemplu. Au nevoie de un spațiu unde să testeze glume noi ca să își dea seama ce merge și ce nu. Când înveți să vorbești în public, e la fel. Ai nevoie de un context în care să poți să testezi. Speaker Elite e un astfel de context. Dar dacă te vei duce să vorbești pe o scenă mare, cu miză mare, recomandarea mea este să nu te pregătești acolo. Adică nu folosi scena aia ca să testezi lucruri noi. La fel cum un stand-up comediant, când se duce pe o scenă mare sau când ajunge la Netflix, nu face teste acolo. El face testele în barurile din fiecare seară în care se duce și are 20-30 de spectatori. Și ăsta e contextul Speaker Elite. Contextul Speaker Elite te face să crești profesional fără risc. În momentul în care ai nevoie de competența respectivă, vei folosi numai ce știi sigur că funcționează, că e testat de suficiente ori și validat de suficiente ori, că are efect, că are impact, cum ai spus tu mai devreme. Și acestea fiind zise... Și asta mă duce, Andy, cu gândul la un exemplu, că rămăsesem datoare. Da, știu, ai dat un exemplu pe scurt și ți-am luat vorba din gură, am observat. Da, mă bucur, oricum vroiam să-ți las platforma. Mulțumesc. Mă duce cu gândul că acest program Speaker Elite ajută nu numai vedetele, ci și oameni, indiferent de context, de mediul în care trăiesc. Și parcă și astăzi și eu și Călin o vedem pe Iuliana, care a venit cu ochelarii ei cu dioptrii mari la Speaker Elite la prima întâlnire. Și când a fost să se prezinte, a ieșit în fața grupului, pe atunci făceam în sală, nu pe Zoom, și a spus atât: eu sunt Iuliana și sunt lucrătoare la bandă. Și atât. Asta a fost prima ei întâlnire și contactul cu Speaker Elite. Timp de 10 săptămâni, Iuliana noastră a repetat discursurile pe care și le-a pregătit, a luat feedback de la colegi, a incorporat feedback-ul și a făcut pe săptămâna viitoare un discurs și mai bun, și mai bun, și mai bun. La finalul celor 10 săptămâni, Iuliana a fost cea care a fost selectată să țină un discurs în conferința Speaker Elite și să primească feedback de la public, de la tine, Andy, și de la colegii. Mi-aduc aminte. Iuliana astăzi poartă aceiași ochelari mari, cu dioptrii mari, însă a terminat facultatea de psihologie la 50 de ani și era apreciată și admirată de colegele ei de 20 de ani, cum are așa curaj să vorbească, lucrează într-un MLM și a schimbat viața și destinul, vorbește acum în public colaborând cu o agenție de imobiliare și a schimbat destinul pornind de la primul pas pe care l-a făcut. Sunt Iuliana și am venit aici să învăț să vorbesc în public. M-ai lăsat fără cuvinte, nu mai am nimic de spus. O să vă invit pe voi să spuneți ultimul lucru, ultima concluzie a acestei întâlniri și poate un îndemn pentru cei care în perioada următoare, gândindu-se că e prea multă incertitudine, gândindu-se că nu știu ce o să facă cu viața lor, stau într-un soi de așteptare. Și recomandarea noastră este să nu stea, ci să investească. Este momentul pentru skill-up, este momentul pentru a-ți crește competența. Iar competența de comunicare, că e negociere, că e vânzări, că e public speaking, prezentări, comunicare virtuală, asta e o meta-competență. E competența care ne permite să accelerăm toate celelalte competențe pe care le avem, că ne putem pune mult mai bine în valoare acele competențe, astfel încât și alți oameni să audă despre asta. Deci care e îndemnul vostru pentru oameni în perioada următoare, 6 luni, 12 luni, cât ne așteptăm încă să fie lucrurile incerte în lume? Luca? Ați dezvolta o competență, indiferent că este de public speaking, de scris, de scris creativ, de pictură, indiferent. În perioada asta este cel mai bun lucru pe care îl poți face. Atunci când te dezvolți pe tine, implicit ajungi să faci mult mai multe lucruri și să fii cu mult mai mare impact, nu numai în mediul tău apropiat, adică în familie, între prieteni, ci în mediul social și profesional. Iar asta îți dă mult mai multă încredere în tine și te face să te simți mult mai bine în viața ta. Așa că, skill up! Mulțumesc, Raluca! Am studiat mult dezvoltarea personală și am studiat mult ce înseamnă acest skill up.
Și există teste făcute chiar în Statele Unite în care pe manageri și pe oameni importanți, oameni care au ceva de spus în viețile altor oameni, și undeva la 85-90% din succesul tău este dependent de cum îi influențezi pe ceilalți oameni. Iar dezvoltarea personală și acest skill up, aceste skill-uri de soft skills de care spuneai tu, Andy, asta ne ajută. Ne ajută să învățăm să ne conectăm cu oamenii. Iar dacă mă pot gândi la care este acel unic skill care să te ajute ca să te conectezi instant, rapid, cu cât mai mulți oameni, este skill-ul de a vorbi în public. Networking-ul este un skill, dar ca să influențezi mase mari de oameni, acela este public speaking-ul. Și țin minte că și la noi, în Speaker Elite, au venit oameni care efectiv la început n-aveau glas, cum spunea Raluca, n-aveau glas, între ghilimele. Le era frică să se uite la auditoriu și mi-aduc aici aminte de Manu, chiar am povestit în această carte, o altă carte scrisă de Alisechi, Îmblânzitorul de fluturi, am vorbit de Manu, care la prima lui sesiune de speaker nu putea să se uite la public. Era cu spatele la public și vorbea pentru că nu avea curajul să se uite la public. Și am văzut ieșind din aceste sesiuni de speaker elite, din aceste programe de speaker elite, am văzut ieșind oameni care astăzi au propriul lor videoblog, am văzut oameni ieșind care fac live-uri pe Facebook, am văzut ieșind oameni care astăzi au propriile lor comunități, am văzut oameni care influențează pe colegii lor, pe angajații lor, pe oamenii din departamentul lor, îi influențează în bine. Și în momentul în care vezi toate lucrurile astea, zici, ok, astea sunt lucruri pe care le poți face și eu? Da, dar e o singură condiție aici. Și condiția e simplă, exact ce zicea Manu la finalul povestioarei de aici, și Manu spunea așa, pentru ca să schimbi ceva, ai nevoie de o dorință puternică și îndârjită aici în sufletelul tău. Și atunci, celor care ne urmăresc, le spun doar atât. Există în tine această dorință puternică și îndârjită de a schimba ceva în viața ta? Dacă da, skill up. It's so mulțumesc simple. Foarte mult. Mulțumesc foarte mult din toată inima. Vă mulțumesc, Raluca, mulțumesc, Călin, și mulțumesc acelei persoane care în momentul de față se uită în ochii noștri și zice: "Bă, m-ai pus pe gânduri, m-ai făcut să îmi pun întrebarea cum va fi viața mea, nu în pandemie, nu mâine, ci peste 6 luni, peste 1 an, peste 2, poate peste 5." Pentru că atunci când faci un skill up, când îți îmbunătățești o competență, mai ales o metacompetență, cum spunem noi că vorbitul, comunicarea, inteligența emoțională sunt metacompetențe, pentru că ele se combină cu orice competență profesională pe care ai învățat-o. Când investești în asta, rezultatul va fi că te bucuri de ea pentru tot restul vieții tale. E ca mersul pe bicicletă, nu se uită, e ca notul, nu se uită. Poate ai nevoie să revii peste ceva vreme și în o jumătate de zi, într-o zi, ți-au revenit respectivele abilități pe care le-ai și mai format. Mult, Andy, poți fi un exemplu pentru omul de lângă tine. Eu mi-aduc aminte când ascultam videourile de Speaker Elite și atâția ani pe când facilitam și reascultam videourile, fetele noastre, fetițele noastre, urmăreau și ascultau și ele. Și poți fi un exemplu pentru copilul tău. Pentru că tu ascultând, aplicând, da, copilul tău te urmărește, te vede, vede cum faci, vede ce faci și implicit învață. Așa că influența asta de public speaking și de comunicare poate avea extensie și la membrii din familie și Raluca, la oamenii din jurul tău. Mă apucă râsul că ne gândim că copiii noștri au canale de YouTube. Fac videouri, fac live-uri, să-i vezi cum se filmează, cum fac selfie-uri, deci așa este, așa este, confie. Vă mulțumesc foarte mult, dragilor, invitația ca de fiecare dată este skill up, don't wait, nu aștepta, nu ezita, pentru că în dezvoltarea ta personală și profesională poți investi în acest moment, ai control, este zona ta de control. N-ai control asupra felului în care va evolua virusul sau pandemia sau deciziile politice, dar ai control să investești în tine și vei ieși în partea cealaltă mult mai bine echipat și poziționat ca să ai succes. Acestea fiind zise, mulțumesc, dragilor, să ne revedem cu bine. Mulțumim. Ceau, ceau! Ceau, ceau!